riscă să înfunde pușcăria pentru 50 de lei. Vorbim de un tânăr din Vărzărești care a fost reținut de către oamenii legii pentru că l-ar fi jefuit pe un consătean. Jaful a fost comis în după amiaza zilei de ieri într-un magazin din centrul orașului Nisporeni. Potrivit poliției, presupusul jefuitor a dat buzna în interior și a sustras cei 50 de lei pe care bătrânul de 66 de ani îi ținea în mână, apoi a dat bir cu fugiții. Vânzătoarea a fost martor a scenei și a alertat imediat forțele de ordine care au reușit să-l rețină pe urme ferbinți pe suspect. Tânărul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe numele său a fost inițiat un dosar penal pentru JAF. Fără de legea, ar putea să-l coste de la 5 până la 7 ani de închisoare.